Vin ciobanii de la stână, dum-duru-dum-duru-dum-duru-dum, că nu mai e vremea bună, dum-duru-duru-duru-dum. Vremea bună a fost plecată, dum-duru-dum-duru-dum-duru-dum, și coboară la iernat, dum-duru-dum-duru-dum-duru-dum. Vremea bună a fost plecată, dum-duru-dum-duru-dum-duru-dum, și coboară la iernat, dum-duru-dum-duru-dum-duru-dum. An de an, tot mai mulți turiști vin la sărbătoarea răvășitului oilor în comuna Dâmbovițeană Runcu pentru a se bucura de adevăratul sens al vieții la țară. Evenimentul marchează coborârea turmelor de oi de la munte, sfârșitul anului pastoral, atunci când ciobanii trag linie pentru a vedea cât de profitabil a fost pentru ei sezonul. Comuna Runcu, într-adevăr, sărbătorește cea de-a 25-a ediție etnofolclorică răvășitul oilor. În ciuda vremurilor grele, am căutat an de an să îmbunătățim această festivitate, să încurajăm crescătorii de animale care sunt pe cale de dispariție și am căutat, bineînțeles, după cum vedeți, turmele au coborât de la munte, își împar produsele la locuitori și am căutat să facem acest târg cu produse animaliere pentru o perioadă, pe o perioadă de 2 zile. Zeci de ciobani din Dâmbovița și din județele învecinate au adus cele mai bune prânzeturi pe vârful lui In, din comuna Runcu. Pastrama și brânza de burduf au fost la mare căutare, iar prețurile au rămas la fel ca în anii precedenți. Participați an de an la răvășitul oilor? Da, da. În fiecare an venim aici. Cu ce produse întâmpinați clienții? Pastramă, cașa fumat, brânză de burduf, urdă sărată, urdă dulce, telemea. Și vin clienții? Da. Destul de bine. Veniți în fiecare an la răvășitul oilor, la Runcu? Da, de câțiva ani buni, da. De vreo 7-8 ani. Ce produse le oferiți clienții? Brânză de burduf, pastramă, urdă sărată, produse tradiționale de la zona Branului. Încercăm să ne promovăm și noi produsele. Zona, sperăm să ne ajute și pe noi acest târg cu vânzarea de produse. Ce produse le oferiți clienții? Telemea de vacă, de oaie, urdă de burduf, brânză de burduf. Toate sunt produse tradiționale, sunt produse în Munții Bucegi. Clienții s-au înghesuit la tarabele producătorilor și au cumpărat diferite feluri de brânză, iar pastrama a fost vedeta târgului. Oamenii s-au bucurat să cumpere produse 100% naturale, făcute de ciobani. Vă place? Foarte mult, foarte. Dacă nu ne plăcea, nu veneam. Da, venim, luăm brânză, luăm și noi ce se poate. Suntem... Astăzi pe ce ați pus soția? Brânză, pastramă, că sunt cu soția aceea de să cumpărăm. Acum pentru brânză am venit. Brânză și pastramă. Luați, luați mai mult, că în perioada asta găsiți produse bune? Da, bune, da. Veniți în fiecare an? Da, 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 da. Da, da. Cum vi se pare ediția de anul acesta? E foarte frumoasă și cred că se mai dezvolta foarte mult. Ce ați vrea să cumpărați de aici? Ei, orice, o bucată de pastramă, o bucată de brânză. De la producători sunt proaste. Da, 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 da. Ce ați cumpărat acolo? Păi... niște urdă, dulciuri pentru copii, nepoți, deci tot ce, așa ce putem. Veniți în fiecare an la răvășitoi? Da, foarte, tot fiecare an am venit. E foarte... vă bucurați de participarea producătorilor să cumpărați produse? Da, 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 ne bucurăm că asta e tradiția de toamnă. Atmosfera a fost întreținută de artiști care au cântat piese din folclorul românesc și s-au organizat diferite concursuri. Fiecare an, ca și anul trecut, am încercat, adică am avut foc de tabără, artificii, concurs de cai grei, avem cântăreți de performanță de muzică populară, dans, cântec și voie bună, unde invităm toți locuitorii județului Dâmbovița și încă 7-8 județe. Anual, sărbătoarea răvășitului oilor strânge mii de turiști la Runcu, iar majoritatea străbat sute de kilometri doar pentru a se bucura de bucatele tradiționale.